După o perioadă de câteva luni în care a suferit profunde transformări și necesare reabilitări, centrul Biblionet din cadrul Bibliotecii Județene Ovid Însușeanu Hunedoara Deva și-a redeschis porțile pentru cei interesați. Dat în folosință în urmă cu 16 ani, printre primele astfel de centre deschise în bibliotecile județene din România, centrul Biblionet de la Deva și-a dovedit cu prisosință utilitatea. De-a lungul timpului, un număr de peste 2000 de persoane au apelat la serviciile de internet gratuite, au participat la cursurile de inițiere în utilizarea calculatoarelor și au beneficiat de asistență promptă și competentă din partea colegilor mei bibliotecari. A venit însă vremea ca acest spațiu să fie modernizat și renovat. Astfel, după terminarea lucrărilor și definitivarea ultimilor detalii, întreg spațiul este complet înnoit. Au fost înlocuite pardoselele, instalațiile electrice, rețeaua de încălzire, au fost montate tavane false, au fost înlocuite geamurile, jaluzele, corpurile de iluminat, a fost refăcută tencuiala. De asemenea, întreg spațiul a fost remobilat cu piese noi, de bun gust, estetice și ergonomice. În plus, centrul Biblionet a fost dotat și cu un sistem de expunere tip simeză pentru cursanții Clubului de Arte Plastice Curcubeu, un curs foarte apreciat de persoane de toate vârstele care doresc să se inițieze în tainele picturii, ale desenului și ale artei grafice. Mulțumesc pentru acest lucru Consiliul Județean Hunedoara, domnului președinte Laurențiu Nistor și domnului administrator public Costel Avram pentru întreg sprijinul financiar acordat în renovarea acestui spațiu. Îl felicit pe Sebastian Barab și pentru colectiv al bibliotecii pentru tot ceea ce face. Am spus-o și o repet, sperăm că evaluarea proiectului la Fondul de Mediu va lua sfârșit, iar într-un an de zile sediul bibliotecii noi se va muta în noul sediu administrativ al județului Hunedoara. Ce pot să spun? Doar atât. Dacă acum 15 ani 75 de biblioneturi se înființau în județul Hunedoara, aici a fost sediu pilot, astăzi sediile acestea renovate au și altă menire. Încă o dată îl felicit pe directorul Bibliotecii Județene pentru tot ceea ce face, împreună cu colectivul său, fiindcă singur nu poate face nimic. Biblionetul s-a redeschis în prezența hunedorenilor care au dorit să participe la acest eveniment, dar și a mai multor invitați de seamă din alte județe care au avut doar cuvinte de laudă la adresa Bibliotecii Județene. Este clar de mulți ani de zile în prima treime a tuturor clasamentelor din România. Noi trebuie să ținem cont de câteva aspecte esențiale. Județul dumneavoastră, ca și județul Vaslui, de altfel, sunt județe mici cu potențial economic limitat. Ei, în astfel de județe, în localități, reședințe de județ, cum este Deva, te-ai aștepta ca viața culturală să fie monotonă sau să lipsească. Ori, ce se întâmplă la Deva este de departe lucru pe care nu îl găsim peste tot în țară. De ce? Pentru că sunt niște oameni minunați, sunt niște oameni inimoși, sunt niște oameni care chiar fac lucrurile cu pasiune și cred din tot sufletul că dau dovadă prin tot ceea ce fac de foarte, foarte mult altruism. La Deva, deja nu numai directorul bibliotecii, toți colegii din bibliotecă sunt cunoscuți cu mine, am făcut parte din comisii împreună, am participat la cursuri și am văzut evoluția instituției de foarte mulți ani. Cred că mai bine de 15 ani. Și vreau să vă spun că sunt tare mândru pentru că știu de unde au plecat, în ce clădire au fost, unde au venit și ce au făcut din această clădire, care este mai mult decât o mică bijuterie, o foarte mare bijuterie, pentru că are viață multă și aici se desfășoară așa de multe activități, încât trebuie să vă spun, așa cum sublinea colegul meu, că la nivel național puține, chiar foarte puține instituții de genul ăsta aduc în fața publică atâtea activități. Ce înseamnă biblionetul pentru dumneavoastră? Pentru mine înseamnă, de fapt, o oază de liniște. Eu am nevoie acum, din cauza unei situații familiale mai grea, am nevoie să fiu liniștită. Și am remarcat că mediul acesta în care îmi petrec câteva ore pe săptămână
îmi dă o liniște, îmi elimină anxietatea și stările de rău. Oamenii sunt interesați de tot ce se întâmplă în lumea asta. Unde poți să găsești așa ceva? Nu toată lumea își permite ceea ce oferă biblionetul în cadrul bibliotecii. Deci zic că este foarte binevenit. Și un lucru pozitiv, că noi cei care suntem la clubul de pictură, suntem în preajma Biblioneta Carilor. Centrul Biblionet din cadrul Bibliotecii Județene a fost reabilitat cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.